camera. Apropo, am avut o imagine de Hala Mataki, am șters-o, o pun în seara asta din nou. Asta este EcoHarta, e un proiect bazat pe Google Earth, care ne permite să utilizăm platforma dată cu generozitate de Google pentru a pune imagini. În spatele câtorva imagini e multă muncă. Ce putem face? În primul rând putem să punem imagini care ne plac în România, în mod foarte simplu, ne logăm și după asta facem click dreapta, punem imaginea și imediat este legată de o locație din România. Aceasta este ceea ce poate face un utilizator. Dacă nu mă înșel, acestea sunt niște imagini din Piatra Craiului. Mai mult, ONG-urile pot să facă proiecte, cum facem noi la Viitor Plus, în sensul că dacă vrem ca să plantăm sau vrem ca să, nu știu, apărăm aici, cred că e vorba de niște pelicani din Delta, un proiect test care am făcut, putem să aducem oameni alături de noi, putem să comentăm, putem să ne legăm, putem să facem ceea ce ar fi, să zicem, un Facebook, dar mult mai orientat către acțiune, către imagine și către România și către ce facem noi acum. Cam asta ar fi, asta este, da, sunt niște proiecte, cum se aleagă. Puteți intra pe EcoHarta, așa cum sunt. Aici se pot trasa niște perimetre, imagine să fie legate de niște, de niște perimetre, de o zonă de protecție, de o zonă distrusă, lucruri de genul acesta. Acum am fost puțin tehnic, intrăm în ce putem face și lucruri interesante în momentul acesta. De aici a început totul. Aceasta este o imagine reală a unei gropi imense de bauxită care este în orașul Tulcea la 30 de metri de delta. S-a spart, a dispărut delta. Este imagine reală, groapa este acolo, se vede din satelit. Așa a început ideea mea cu 3 ani de zile. Prostiile, lucrurile proaste se văd din satelit. Asta este o imagine frumoasă, este cerdacul Stanciului în Piatra Craiului, este o zonă foarte frumoasă, legată, sunt foarte multe lucruri frumoase care au apărut pe EcoHarta, o să mai apară. Să vedem ce imagine urmează. Deci chiar este în Piatra Craiului, aici se pot pune imagini. Aceasta este Transalpina, s-a deschis Transalpina, este foarte frumoasă, din păcate deja efectele omului asupra mediului când se deschide un lucru frumos se văd. Vedem în scurt timp ce se întâmplă după ce se deschide o zonă foarte frumoasă în România, cum este Transalpina. Două secunde. Acesta este focul din Transalpina de acum 2 săptămâni de zile. Mulțumim NASA, care cu multă generozitate ne dă imagini în timp real ce se întâmplă. El nu sunt încă în EcoHarta, sunt în test. În esență, acum 2 săptămâni a ars câteva sute de metri de jnepeniș în Transalpina. Aceasta este locația reală dată de către sateliții NASA, unde se arde. Ce se întâmplă? Aici sunt așa numitele doborături de vânt, care în România au tendința să fie foarte multe, lumea nu știe de ce, noi avem o bănuială că sunt și ajutate puțin de niște oameni de arunc silva. Acestea sunt doborături de vânt din zona Bucovinei, au fost foarte multe în anii 2000. Așa arată focurile din România de acum 2 săptămâni de zile. Așa arde România în timp real. NASA știe și ne dă informațiile. Dar sunt preluate de la NASA. Nu e mare complicat. Nu e mare complicat. Deci, astea sunt focuri de... Dar acolo sunt incendii de păduri în sud și nu știu ce se întâmplă în Delta. Acolo o să vedem anul acesta. E unul din proiectele care o să-l începem anul viitor. E vorba de un proiect cu Mare Nostru. Anual, România eșuează în jur de peste 500 de marfin și delfin datorită pescadorilor turcești. Și încercăm să găsim o cale, să facem poate și noi un mic război al marfinilor la anul, să identificăm, așa ar trebui să arate o populație bună de delfin, dar întâi să identificăm și poate scăpăm câțiva și ne dăm seama ce putem face. Acum o să facem puțin ce se mai întâmplă în domeniul acesta la nivel global. Deci așa ar trebui să fie un delfin frumos și deștept. Sperăm că în câțiva ani să avem mult mai multe imagini. Aceasta este Mama Noastră. Primul proiect de tipul acesta a început prin anul 2005 de către Google specializat pe Amazon. Imaginea este, pentru noi cu EcoHarta arată mai bine acum. Aceasta este imagine de acum 2 săptămâni. În continuare, ca așa cu 3 ani de zile, Amazonul arde în draci pe românește. Acesta este un proiect interesant de protejare a tigrilor prin Malaezia, prin care se stabilesc arealele, se urmăresc tigri, se fac poze cu ei, sunt și lucruri foarte interesante. Sunt mai mulți decât credeam în realitate, din fericire.
Urmează un proiect chiar foarte interesant. Este un proiect făcut de australieni, prin care numai că sunt identificați rechinii balenă, cele mai mari rechini din, nu cel mai mare pește, fapt cel mai mare pește din ocean, ci sunt și identificați după pete. Și interesant, algoritmul de identificare este un algoritm după stele. Deci au luat imaginea de recunoaștere a stelei. Acesta este un lucru foarte nașpa, ce se întâmplă acum în Canada, în regiunea Alberta, este așa numită exploatarea petrolului de șist, care are o suprafață de mărimea României, îi spun a Floridei, deci suprafața este cam aceeași, în care pur și simplu se decupertează tot ca să scoți cel mai prost petrol, că altul nu mai avea. Și asta este un lucru bun, o expediție românească la un optimar, Alex Gavan, asta este Manaslu. O să avem, o să promovăm expedițiile românești, avem ceva din Tian Shan în scurt timp, o să discutăm și cu Alex să ne mai ajute. Și o să fie imagini frumoase, imaginile sunt foarte frumoase de la munte. Acum cu lucruri bune, nu știați, la 100 de kilometri de București avem o rezervație de zimbri la Neagra Bucșar și o să facem niște chestii interesante cu zimbri de acolo pe care toți îi cheamă Curo. Și unul din ei îi cheamă Robocap, lucru foarte interesant pentru așa. Și ca întotdeauna vă așteptăm la plantări alături de noi și să vă uitați din când în când pe Ecoharta, unde o să apară lucruri foarte interesante. De fapt, operăm de o săptămână. În tehnic, în motorul timp, o să fie lucruri foarte interesante și să vă uitați din când în când pe ea. Veți afla lucruri interesante despre România și nu numai.